Bun găsit, prieteni, întâlnirea noastră 3 minute de la ora 3. Astăzi am decis să mai schimbăm registrul. Am decis să mergem într-o zonă în care n-am fost până acum și mă bucur foarte tare că am ajuns în sfârșit într-o zonă pe care o iubesc atât de mult și sunt convins că nu numai eu o iubesc atât de mult. Astăzi vorbim despre un băiat extrem de talentat, născut, spuneam și ieri, într-o familie cu 11 copii, fiul unui miner din țara Galilor, undeva lângă orașul Cardiff. Imaginați-vă că acești 11 copii s-au născut în serii de gemeni. 2 gemeni, 3 gemeni, încă 2 gemeni și după aia cu bucata. În momentul în care Michael Barrett s-a născut, acesta este numele real lui Shakin Stevens, în momentul în care Michael Barrett s-a născut, prima serie de gemeni, el s-a născut în 48, prima serie de gemeni care s-a născut în 26, deja aveau copii. El când s-a născut avea nepoți. Ca să înțelegeți asta. A, să nu uit, dați o distribuție la ce vedeți acum, apăsați butonul magic ca să ne vadă mai multă lume. Ei bine, omul nostru a fost talentat, n-a cochetat de la început cu muzica, de la vreo 12-14 ani a început față de alții, de la 4-5 ani, că au început cu studii de pian, de instrumente, nu, el pe la 14 ani așa a început să cânte. A fost în diverse formații până a ajuns într-o trupă unde un impresar i-a văzut și le-a zis, bă, cam tu ar trebui să fii solistul vocal. Asta se întâmpla în 1966. Și a făcut o trupă, au schimbat ei denumirea trupei. Denumirea trupei a trecut în Shakin Stevens and the Sunsets. Bun, era o denumire de tip rock and roll, așa, o denumire standard pentru chestiile de genul ăsta. Au cântat, au avut și turnee în Europa, dar n-au avut deloc succes. Deci succesul nu i-a urmărit sub nicio formă până prin 75. În 75 ei au avut o tentativă de disc și de a intra în top, dar n-a ieșit. Oricum, ei veneau, aveau să zic așa un box office bun, pentru că în 69 cântaseră în deschidere la Rolling Stones. N-au cântat mult, vreo 3 luni au cântat, dar na, să cânți în deschidere la Rolling Stones e o chestie, nu e chiar așa de aici de acolo. După ce s-a întâmplat ceea ce au încercat ei în 75, fusese și în 71 și în 72 o tentativă, în 75 nimic, în 77 apare în sfârșit, să spunem așa, zâna bună pentru Shakin Stevens, pentru Michael al nostru. Ce se întâmplă? Se dă o audiție la, era un musical în Londra. În Londra sunt enorm de multe musicaluri. În aceste musicaluri joacă uzual, uneori găsiți artiști mari, în majoritate sunt studenți la conservator, studenți la muzică, deci musicalurile au un nivel extraordinar de ridicat în Londra. Ei bine, în musicalul nostru apare și Michael Barrett, apare și Shakin Stevens, era un musical care se numea simplu Elvis. În acest musical erau 3 etape al lui Elvis. O etapă de început, o etapă când Elvis era în armată și etapa de după armată. Michael al nostru trebuia să fie Elvisul din timpul armatei, deci etapa de mijloc. Joacă foarte bine, începe să fie promovat la televiziuni pentru că au fost suficienți bani de promovare a acestui musical încât este chemat peste tot. Câțiva producători TV îl văd și îl invită într-un serial TV care se numește Rock On. Serialul ăsta TV a fost distribuit în 30 de țări. Asta a fost șmecheria. Faptul că a fost văzut în atâtea țări deja era o figură cunoscută, era o figură comună. Aici e un mare avantaj. Bun, și acum încep discurile. În 1980 lansează el un disc care n-a avut foarte mare succes. A cântat acolo pe discul la singura piesă mai așa de doamne azvut, a fost Hound Dog, dar n-a fost cine știe ce. În 1981 se schimbă treaba, scoate primul album care avea să aibă succes. Acesta este albumul Shakin, da? Și acum încep să curgă hiturile. Luăm așa unul după altul ca să vedem cât de frumos a evoluat cariera acestui om. Bucățică cu bucățică. În 20 februarie, deci suntem în 81, da? În 20 februarie apare This Old House. Ia uzi-a! Shakin Stevens, This Old House, primul lui succes number one în topul britanic. Avem This Old House, ia să vedem, prindem refren aici. L-am prins. Am prins refren. Shakin Stevens,
lansat 20 februarie 1981, primul succes number one în topul britanic. Bun. Hai să lăsăm aici pe măsură ce punem câte un disc, să lăsăm discul să-l vedeți. Așa e frumos, mie îmi place să fie la vedere, da? Lăsăm primul disc. Da, deci ăsta este primul succes number one. Era în februarie. Martie, aprilie, pac, mai trecut 2 luni. Și mai apare încă o piesă. Și asta tot number one. E, melodia asta este una dintre preferatele mele. Îmi merge la suflet, știți cum e? Nu există program de dans pe care eu îl fac, spuneam și în țară și în străinătate, ca această piesă să-mi lipsească. Uitați-vă numai cum începe. Ți-e mai mare dragul. Pur și te topești când o auzi. E, ah. Asta înseamnă o muzică făcută bine. Aprilie 1981, SHAKIN STEVENS a doua oară ajunge în topul britanic pe locul 2. Bun, succesele merg. Deci, primul succes în februarie, al doilea în aprilie și vine iulie. Vinem cu al treilea succes, tot number one. Era logică dacă am avut o piesă rapidă și o piesă lentă. Unde să-l punem? Să-l punem așa să se vadă. Vinem cu al treilea succes care trebuia să fie... Tot? Ai căzut? Ai căzut. Ok. Vine tot o piesă rapidă. Da? Celebrul Green Door. Super. Ok. Se termină anul 1981. Un album, vă spuneam... Albumul cel mai bun din zona debutului, cel mai bun album al lui SHAKIN STEVENS, au fost hiturile unul după altul. Și acum venim cu un al doilea album, SHAKIN STEVENS. Trecem în 1981 la sfârșitul anului, album care de fapt are mare succes în 1982. Din 82 încep să curgă hiturile. Și primul hit e chiar din ianuarie, lansat la sfârșitul lunii decembrie în 81, hiturile încep să curgă din ianuarie 82. Logic. O piesă dedicată lui, da? Avem Iuliane pe recepție în momentul ăsta. Încă un number one. Succes după succes, succes după succes. Acum suntem la mijlocul albumului, vă spuneam cel de-al doilea album de succes al lui SHAKIN STEVENS, când vine una dintre melodiile care avea să rupă în două toată Europa. Nu m-am așteptat cu o piesă atât de bine scrisă, totuși, să pătrundă în întreaga Europa. El inițial a avut succes numai în Anglia. Faptul că a reușit să se întindă Olanda, Belgia, Austria și a pătruns și în Scandinavia, mare lucru. Vă mai spun că a început să meargă și prin țări din astea exotice în concert. Tot timpul SHAKIN STEVENS a venit cu un band de 10 oameni în spate, da? Niciodată n-a făcut lip-sync, numai cu band de 10 oameni în spate. Oh! Seară de seară, numai când mă gândesc la piesa asta. Oh, ce frumos! Locul întâi, 8 ianuarie 1982. Give Me Your Heart Tonight, era SHAKIN STEVENS. Semnăm pe cel de-al doilea album al lui SHAKIN STEVENS și pe acest album, pe acest al doilea album, am descoperit eu, tot făcând așa cercetări, bine, vorbim că n-am descoperit acum, am descoperit mai mult o altă piesă. O piesă pe care SHAKIN STEVENS o reinterpretează. Din coloana sonoră a unui film, a cărui regie este semnată de Alfred Hitchcock, probabil că mulți dintre dumneavoastră au și văzut acest film, discul fiind, l-am cumpărat din Suedia și tot timpul m-am amuzat că pe el scrie Man and Zombie for Miket. În engleză ar fi The Man Who Knew Too Much. Este piesa pe care el o reinterpretează, dar auzim originalul și după auzim reinterpretarea. Deci originalul sună așa. Sigur știți piesa, nici nu pun probleme că nu o știți.
when I was just a little girl. Acesta este originalul. I asked my mother, what will I be? O ascultăm pe Doris Day din filmul lui Alfred Hitchcock, omul care știa prea multe. Absolut. Nu comentăm nimic aici, da? Absolut fabuloasă piesa. Deci, acesta este originalul, da? Originalul pe care îl cântă Doris Day. No problem. Bun, o lăsăm pe Doris Day aici. Și ia să luăm noi la rând pe domnul Shakin Stevens. Ia să vedem varianta lui. E mai șmecheră sau nu? Shakin Stevens în varianta Kesera, preluarea originalului interpretat de Doris Day. Ia să-l auzim pe Shakin. Ce spuneți de varianta asta? Ce părere aveți de varianta asta lui Shakin Stevens? Complet altceva, da? Complet altceva. Ce spuneți de asta? Melodia este o surpriză pe cel de-al doilea album de super succes al lui Shakin Stevens. Este ultima piesă de pe fața a doua albumului. Da, mi se pare extraordinar. Varianta lui Shakin Stevens. Există atâtea variante ale acestei melodii. Wow! Rămânem în continuare în 1982, când acest album primește de 3 ori platină. Primul album de succes, vă spuneam, primește de 2 ori platină. Deci încep să curgă premiile pentru omul nostru. Treaba mergea bine. Să știți cum era de fapt... În afara scenei era un tip relativ impulsiv. Nu vă spun că au fost tot felul de procese. Ce să vă zic, că l-a fugărit pe un fotograf până l-a bătut măr pe ăla, i-a luat și aparatul de fotografiat, l-a făcut praf, că am senzația că el îi făcuse o poză cu o persoană care nu era chiar soția lui. Și, în fine, a trebuit să plătească desfăgubiri. Trecem la următorul super succes, 1983. Suntem în 1983, deja... Piața muzicală era plină, ne aducem aminte, Laura Brenningen, Self Control, Art Company, Susanna, deci piața era puternică. În 1983, ca să nu greșesc eu, în 18 august, pe locul întâi în topul american, era Bonnie Tyler cu It's a Heartache, da? 83. În aceeași zi în care Bonnie Tyler trece pe locul întâi în topul american, se întâmplă că Bonnie Tyler... În duet cu Shakin Stevens trece pe locul întâi în topul britanic. O chestie fabuloasă pentru Bonnie Tyler și o chestie extraordinară pentru prietenul nostru. Ia să ne aducem aminte. Mai țineți minte piesa asta? A Rockin' Good Way. Și Bonnie Tyler, locul întâi era în 18 august 1983. Bun. Și timpul trece, discurile apar unul după altul, concerte unul după altul. Să știți că perioada lui extraordinară, perioada lui cea mai bună, o să revin, perioada lui cea mai bună a fost aceasta, 1981, 1982, 1983. Ulterior, discurile n-au mai avut căutare pentru că el n-a oferit o bogăție interpretativă. N-a mai oferit hituri atât de mari. De altfel, aceste lucruri veți remarca că se întâmplă în general în zona unde compozitorul, foarte talentat, își cam repetă hiturile, arată cam la fel, arată toate cam în aceeași idee și uitați-vă la Modern Talking, uitați-vă la Bad Boys Blue, uitați-vă la Sissy Catch, uitați-vă la Silent Circle. Deci, stilul e cam același, de asta nu a mai fost așa o asemenea explozie
în ceea ce privește hiturile lui. Dar nu lipsesc hiturile. Una dintre piesele care, culmea, eram anul trecut pe litoral în Mamaia și a venit cineva și mi-a cerut piesa asta și mi-am dat seama că e una dintre melodiile care absolut nejustificat, așa eu zic că am uitat-o. Ia să dăm un pic mai înapoi. L-ascultăm pe Shakin Stevens și Because I Love You. Dar eu cred că în mod nejustificat am uitat de piesa asta în programele mele. Am reparat-o anul trecut în Mamaia. Recunosc, am revenit la ce trebuie. Iar acum să vedem că piesele curg una după alta și succesele curg unul după altul. Normal că atâta energie cum vine din muzica lui Shakin Stevens e greu să mai găsești în momentul acesta, pentru că modelul de a compune și modelul de a promova muzici nu mai prind acest tip, da? Și ascultă, lipstick, butter and paint, lipstick, butter and paint, lipstick, butter and paint, ruj, fond de ten și paint. Rinel, spuneți. Da. Shakin Stevens, una dintre piesele care în 1985 rupea discotecile. Țin minte că lucram la discoteca Ring din Cosinești de atunci și nu m-am despărțit de single-ul ăsta. Îl foloseam și la Ring în Cosinești, îl folosesc și acum. Doamne! Aici am colecția de discuri, sunt unul peste altul, peste altul, peste altul. Nici nu știu la ce să mă mai opresc să vă ofer.